Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în seara de 21 august, seara în care, într-un fel sau altul, am prăznuit patru istoric vorbind, patru bunici duhovnicești ai bisericii noastre, pe Sfântul Mucenic Donat, diaconul Romul, preotul Silvan, diaconul și Venust. Erau străromâni în construcția lor etnică și, din acest punct de vedere, cred că e o zi de sărbătoare și pentru noi. Cuvântul Scripturii pe care avem la îndemână este din Epistola către Romani, citată astăzi și citită azi în Dumnezeiasca Liturghie. Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Ci dacă trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem. Poate mergea rostit cuvântul acesta luni, atunci când am vorbit despre Constantin Brâncoveanu și ceilalți ai lui. Dar în aceeași măsură, cred că se potrivește în fiecare zi. Când trăim, nu trăim pentru noi. Când murim, nu murim pentru noi. Iar cuvântul acesta al Sfântului Apostol Pavel este întărit de un cuvânt din Abraham Lincoln. Extrem de interesant și am să-l citesc. La sfârșit, nu contează anii de viață din viața ta, ci viața din anii tăi. E dificil de spus asta, dar e real. Pentru că într-un fel sau altul, fiecare zi pe care o parcurgem în viața noastră cotidiană, dacă vreți, poartă cu sine respectul zilei de mâine și încercarea de a fi mai bun. În încercarea aceasta de a fi mai cu viață în perioada care urmează. Sigur că deja trece vara, s-ar spune. Suntem departe și de praznicul adormirii Maicii Domnului și imediat vom prăznui odovania ei. Dar merită să încercăm să ne trăim viața de fiecare clipă, nu la modul acela lui Carpe Diem, ci la modul în care Hristos ne îngăduie să o facem, iar Hristos ne îngăduie să o facem întotdeauna amintindu-ne că niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine. Trăiți și pentru sine, dar dăruiți și celorlalți. Mâine este o nouă zi.